Salutare și bine v-am găsit! În continuare facem astăzi tutorial despre pornirea locomotivei diesel General Motors sau GMA. Haideți să mergem la locomotivă! Pentru pornirea locomotivei avem nevoie să conectăm bateria. Bateria o conectăm din panoul acesta. Avem aici o ușă. Deschidem ușa. Conectăm bateria. În momentul în care am conectat bateria, se aude o sonerie. Mutăm scaunul la loc. Avem aici în stânga, avem panoul de pornire. Pentru pornirea locomotivei o să dăm sarcină motor în sus, generator principal în sus, pompa de combustibil în sus, avem izolare motor pentru pornirea motorului, după care apăsăm pe run. După ce am apăsat pe run, ne mutăm în partea dreaptă. Avem butonul de on-off monitor. După ce am deschis monitorul, ne mutăm iarăși în partea stângă și apăsăm pe butonul pornire motor. După ce am apăsat pe butonul pornire motor, dar nu în ultimul moment, să punem inclusiv inversorul pentru a putea porni motorul. După cum vedeți, în dreapta, dacă ne uităm pe monitorul de pe computer de bord, avem măsurări programabile. Acolo ne arată rotația motorului. După cum ați observat, motorul s-a pornit. Dar trebuie să așteptăm până își face temperatura ambientală pentru funcționarea corectă a motorului. La fel trebuie să inserăm cheia cadedoiului. Pentru a avea robinetul cadedoi funcțional. O să-l punem în poziția de mers. După care punem inversorul pe înainte. Și dacă observați, au crescut durațiile motorului. După ce am pus inversorul pe înainte, avem temperatura motorului 57. Deblocăm frâna. După cum ați văzut, frâna a fost lăsată. După cum vedeți, motorul se accelerează singur. Aveți butoanele de iluminare post, iluminare livret și lampă stânga, lampă dreapta.
Iluminare instrumente. După cum ați văzut, motorul s-a pornit. Și acum putem pleca la drum. Cam atât a fost tutorialul pentru pornirea locomotivei diesel General Motors. O să pornim în continuare la următorul tutorial, o să pornim locomotiva diesel hidraulică, adică LDH.